Salut! A venit primăvara, timpul începe să încălzească și este momentul să schimbăm pământul de la flori. Florile mele au pământul de 2 ani. Acesta ar fi al treilea an și nu-l mai las, pentru că am văzut că anul trecut deja procentul de înflorire a fost mult redus. Dezvoltarea a fost încetinită, așa că este timpul să înlocuiesc pământul. Pământul cu care voi înlocui substratul actual este compus din pământ de grădină și compost în proporție de 50%. L-am aici, l-am dat prin sită. Este foarte bun. Cum vom proceda? Răstorn pământul vechi. Odată îl tasez. Desfac pământul cu mâna. Și în felul acesta eliberez și o parte din rădăcini. Mai las puțin pământ la colet. Tai și rădăcinile. Le tund. Pentru că prin acest procedeu se vor împrospăta și rădăcinile, se vor naște noi ramificații și planta se va dezvolta mult mai bine. Cu această ocazie reduc și dimensiunea plantei. Las doar două brațe, este suficient pentru formarea unei noi plante. Părțile din plantă pe care le-am tăiat, elimin floarea, o parte din flori, din frunze. Aceste mlădițe, acești butași, am să-i pun la înrădăcinat în vase cu apă. Și din aceștia, peste o lună de zile, voi putea să-i plantez din nou în pământ. Pentru că vor forma rădăcini și voi avea din nou alte plante pe care să le pun în alte ghivece. Bun, dăm deoparte butașii, așa arată noua noastră mușcată, după ce am tuns-o bine și la rădăcini. Luăm noul pământ, îl punem în ghiveci, așezăm, tasăm și gata. Așa arată o mușcată la care am schimbat pământul și am toaletat-o, am pregătit-o pentru noul sezon de înflorire pentru anul acesta. Cu acest pământ va rămâne 2 ani. Mai facem una pentru demonstrație. Deci din nou scoatem coletul, îndepărtăm pământul vechi într-un vas, într-o găleată. Și în același timp eliberăm și rădăcinile, le toaletăm, tăiem. Prin tăiere, v-am spus, se stimulează producerea de noi rădăcini, de noi ramificații, prin care planta se va hrăni mult mai bine. Tăiați fără frică, vă fie milă, că nu se întâmplă nimic rău plantei.
Cu această ocazie îndepărtăm și toate părțile uscate. Supracreșterile de peste iarnă. Așa arată noua plântuță. Din nou luăm pământ. Am luat, am tasat. Îl tasăm bine. Și gata. Urmează udarea. Curățăm bine vasul și îl punem la locul lui, acolo unde ne dorim ca aceste flori să înflorească și să ne bucurăm de ele. Cu această ocazie am format și 3 butași, butași pe care îi vei pune la înrădăcinat în apă. Aceasta a fost operațiunea de schimbare a pământului pentru flori. Eu am să continui până termin de schimbat pământul la toate florile. Dar pentru ca videoclipul să nu fie plictisitor, mă opresc aici, urându-vă multă sănătate, spor în toate și aveți grijă de voi. Numai bine!